Pentru început vreau să le mulțumesc tuturor ieșenilor care ne-au primit în ultimele luni în casele lor, în curțile lor, în diverse contexte în care ne-am întâlnit cu ei, ne-au primit pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă România din perspectiva alegerilor europarlamentare și, bineînțeles, județul nostru. În al doilea rând vreau să le mulțumesc tuturor colegilor noștri care au fost alături de noi în ultimul an de zile pentru a reconstrui o organizație puternică a Partidului Social Democrat la nivelul județului Iași și, bineînțeles, în fiecare municipiu, oraș, comună. Vreau să le mulțumesc și celor din societatea civilă, oamenilor de afaceri, reprezentanților din zona academică, chiar și celor din zona bisericii, cu toate că știm că biserica nu se implică în astfel de activități, dar au fost alături de noi, am simțit aproape, repet, și pe cei din societatea civilă și pe cei din mediul de afaceri și exemplele pot continua. Am început acum câteva luni să semnăm o serie de parteneriate cu foarte multe formațiuni politice, mai mici sau mai mari, reprezentanții ai sindicatelor și se pare că toate aceste lucruri bune pe care le-am comunicat în urma dialogului pe care l-am avut cu cetățenii, toate aceste lucruri bune pe care le-am propus pentru a fi soluții pentru județul nostru, dau și rezultate. Cu siguranță în noaptea aceasta vom afla și cifrele concrete pentru, inclusiv pentru județul nostru. Acum revenind la datele care deja sunt publice conform acestor exit poll-uri, e clar că românii au ales din nou calea europeană, suntem în această mare familie europeană de foarte mult timp și votul de peste 50%, 54 aproximativ, așa cum am văzut în aceste imagini, cele 54% ne arată că apartenența noastră la marea familie europeană este calea corectă și aici trebuie să rămânem. Și la nivel județean, e clar că putem avea foarte multe avantaje din această perspectivă. Am spus și astăzi când am ieșit de la vot că am intrat în această competiție, atât eu cât și colegii mei pentru funcțiile de primar, pentru funcțiile de consilier local sau județeni. Am intrat în această competiție pentru că sunt convins că și în județul nostru, alături de specialiști, alături de societatea civilă, alături de oamenii de afaceri, printr-o consultare continuă, pentru că am propus acest lucru în momentul în care am discutat în ultimele luni cu toți acești reprezentanți, să avem o modalitate de consultare continuă după data de 10 iunie, moment în care vom ști clar că am câștigat alegerile și la nivelul județului nostru, această consultare să fie una continuă, în așa fel încât să demonstrăm și în Iași și în județul nostru că se poate. Se poate să avem infrastructură rutieră de calitate, infrastructură medicală, infrastructură școlară, să avem bugete consistente pentru zona culturală, pentru zona sportivă, pentru a avea ambasadori atât la nivel național sau la nivel internațional chiar. Și sunt convins că toate aceste mesaje pe care le-am transmis în ultimele luni, în sensul că echipa pe care Bogdan Cojocaru o coordonează la nivelul județului din partea PSD nu vine cu promisiuni. De fiecare dată am propus, așa cum am făcut și în acest program de guvernare, pe care sper ca foarte mulți dintre locuitorii județului nostru să-l fie apreciat. Sunt convins că și acest plan de guvernare locală construit 100% din proiecte alături de miniștrii noștri care ne reprezintă la nivel guvernamental, în așa fel încât să avem și surse de finanțare pentru a deveni realitatea acestei propuneri în următorii ani. Așteptăm cu nerăbdare cifrele și de pe județul nostru și ulterior vom comunica și din acest punct de vedere. Semnalele sunt foarte bune, mai ales sunt convins că și această prezență masivă la vot ne avantajează. Acesta este un semnal că și locuitorii din tot județul nostru își doresc o schimbare, își doresc ca Iașul să fie pe primul loc din punct de vedere al proiectelor, nu din punct de vedere al dosarelor penale. Eu mă opresc aici dacă sunt lucruri pe care vrea să le transmită și colegul nostru Bogdan Balaniș, cu te rog. Da? Mulțumesc! Bună seara! E îmbucurător rezultatul pe care l-am obținut
la alegerile europarlamentare. E important să așteptăm și rezultatele finale, dar e clar că distanța este foarte mare și cred că politic discutând este foarte important de analizat rezultatele obținute de celelalte partide politice. Și așa cum a spus și colegul meu Bogdan Cojocaru, cred că românii au transmis un mesaj foarte, foarte clar vis-a-vis de calea pe care ar trebui să o urmăm ca țară, raportat la ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Așteptăm rezultatele finale, dar deja diferența este foarte mare față de partidele extremiste și față de cei care au încercat să ducă cu mesaje populiste în eroare o parte dintre români. Raportat la ceea ce înseamnă municipiul Iași, suntem în proces de închidere și de numărarea rezultatelor votului. A fost o zi intensă. Am văzut secții de votare unde s-a creat aglomerația, am văzut secții de votare, să spunem, destul de animate, ca să nu folosesc alt cuvânt. Dar ce mă bucură foarte mult pe mine este că, uitați că Iașul a început să se dezmorțească și Iașul a început să transmită un mesaj de schimbare tuturor și asta arată prezența la vot, cât de mare a fost prezența în 2024 la alegerile locale față de prezența din 2020. Bineînțeles, mai avem de recuperat din punctul acesta de vedere ca și comunitate, apropo de implicare, dar cred că suntem pe drumul cel bun și pe mine mă bucură faptul că atât de mulți ieșeni față de 2020 au ales să iasă la vot. Indiferent de cum se termină această noapte, angajamentul Partidului Social Democrat rămâne același. Suntem partidul care am fost prezenți între ieșeni în această perioadă, cel puțin de când am preluat conducerea organizației municipale. Ne vom păstra acest angajament și în continuare și abia aștept spre dimineață să vedem rezultatele alegerilor. Am toată încrederea din punctul acesta de vedere că acestea sunt pozitive și abia aștept să înceapă noi colegi și să începem cu toții noile mandate ca să reușim să ducem orașul nostru din acel oraș al machetelor despre care tot s-a vorbit în ultimii 9 ani de zile, în orașul proiectelor adevărate. Să reușim să recuperăm în perioada următoare ceea ce a fost lăsat în urmă de actualul edil, inclusiv să încercăm să spălăm rușinea adusă de acesta asupra frumosului nostru oraș prin numărul mare de dosare penale pe care acesta le are. Vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră presei că uitați, așa cum povesteam și dimineață la momentul votului, sunteți cei care rămâneți până la final și mulțumesc pe această cale și ieșenilor care ne-au ascultat, ieșenilor care ne-au încurajat, ieșenilor care ne-au votat și manifest în continuare angajamentul că rămânem aceiași oameni alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Mulțumim. Dacă sunt întrebări, vă rog. Dacă nu, ne auzim în această noapte. Care sunt scorurile? Astea sunt întrebările.